Da, așa, v-am promis, am revenit alături de noi, trupa Pirueta, alături de la profesoara Polera. O să stăm de vorbă puțin. Un pic fetele. Bună dimineața, fetelor! Bună dimineața! O să te rugăm să faci tu prezentările. Ea este Roxana. Roxana. Da. Roxana, ce e în coșul acela? Flori. Bravo! Cealaltă? Adela. Adela și? Carla. Și Carla. Îl cheamă, o invită și un pic pe colega ta. Haide, domnule, aici să o prezentăm și pe colega ta. Tu? Ea este Cătălina. Cătălina, unde sunteți la școală, fetelor? Eu sunt de Hunedoara. Și fetele? Și fetele. Din Hunedoara. Bravo, fetele. În ce clasă? A cincea. A cincea. De când? Și așa, astea? De când ați început să faceți balet? Eu mă vedeam. Și voi? Și de 5 ani jumate. Dar de la câți ani fac balet? De la 6 ani. Măi, și păpucii ăștia ai voștri speciale, așa-i? Că dacă ia, ia, Ovidiu, te rog să filmezi un pic. Trebuie să fie așa... E cam sumatic, păpucii ăsta. Trebuie să fie așa în vârf, că altfel nu merg, așa-i? Cum se cheamă păpucii ăștia, doamna profesor? Poante. Poante, măi, băiatule. Dacă ai niște poante, adică ați prins. Bine. Data viitoare ducem și pentru voi poante. Da, da, pentru noi. E bune! Da, să știți, și balerini eu. Și... Cum e? Da, ducem tot ce trebuie. Da, deci perfect. Ne apucăm de balet. Perfect. Perfect. Primul dans? Primul dans, cum se numește? Bibelo. Bibelo. Haide să... Vedem primul dans. Primul dans. Thank you.
Bravo! Am văzut că a făcut un fel da, de... Da, dă-te-o mai în spate Batman, către decor. Batman. Ha? Poți să-ți iei piciorul? Da. Cât de sus poți? Hai că te ajut eu. Ha? Mai. Mai sus poți? Da. Și mai sus? Da. Aoleu. Ovidiu, mă filmezi aici? Ce fac eu cu piciorul la fata asta? Fantastic. Bravo. Da. Bravo. Bravo. Extraordinar. Așteptam să vină și celelalte două... Trei. Bișoare. Și acum stăm de vorbă puțin cu Olena. Bună dimineața, profesoară. Bună dimineața. De când sunteți în România? Ui, istoria lungă. De 93. 93? Da, dar vorbesc românește de 2004, să știți. Numai din 2004? V-a fost ușor să învățați românește? Da. Da? Și balet? Nu, de ce vorbea italiană și după a învățat românești a fost mai ușor. Dacă aș fi italiană... Dacă vorbea direct română, s-a fi un pic mai greu. Da. Și de mult faceți balet cu această fetă? De 2008. În 2008? Da. Da, 6 ani. Da, uite, Catalina, aia care a dansat ultima, da, e prima eleva mea. Bravo. Cu ea deschis, ea e unica rimasta, acum s-au schimbat multe. Da. Doamna profesoară, care e interesul pentru balet, în, așa, la modul general, mai există, cu toate că... Mai odată? Interesul pentru balet. Adică lumea mai vrea să facă balet.
cer, vrea. Deci se dorește balet. Se dorește multe. Și de la ce vârstă o de fetiță? 3 ani. De la 3 ani? Oh, locul. Eu primesc și de la 3 ani. Știu că multe nu primească, dar... Pe primul principiu, iau pe toți care vrea. Nu iau care a talentat, care nu talentat. Dacă vrea, pot să vină. Că nu facem balșoi aici, mai facem interesul care trebuie să fie, să știu un pic de toate. Și pregătirea e clasica, balet, dar după aia danțam un pic dansurile, un pic de toate. Latinul, danță cu sujet, și aia, nu numai clasica. Clasica e încălzirea, practica. Și fetele care chiar talentate pun și papuantele. Dar da, care sunt foarte talentate, poate să ajungă și la balșoi? Da, cert. Da, sigur. Da, nu știu de ce mă gă, emoții mă vine pur. Ziceți în italiană că nu e nicio problemă. Mai bine rusă atunci. O rusă nu mai, nu, pa, panimaiești. Nipanimaiești? Nipanimaiești. Da. Pecat. Sunteți chiar din Crimea, din ce? Da, de Simferopol. Câteva timp, anul trecut a fost Ucraina, acum Rusia. Acum nu o să știa chiar de treaba acolo. Trebuie să schimb pașaport. Da, nu e nicio problemă. Și stați în România, sau? În Hunedoara. Sunt căsătorită, soțul român, copilul italian, eu sunt, a fost ucrainean, că acum sunt rusoică, trăiesc în România. Da, e perfect. Și aveți o sală de balet în Hunedoara? La Generala 7. Și fac aqua gin, aia pentru bazin, zic, da. De la Hunedoara, este un bazin magnific, care vine toți fetele și de la Deva și de la Hunedoara. Am 20 de eleve, care totele vârste. Am înțeles, de toate vârstele. La baletul... Aqua gin, în apă. În apă, gimnastică în apă. Asta e hobby, hobby plus am la balet există, aveți și băieți. Sunt băieți care vor să facă la balet. La început a fost niște băieți, că de ce mai mult au ținut 4 luni. Mult 4 luni. Mult 4 luni pentru un băiat? Da, mult. Da. Dar acum nu mai vine. E rușine, cred că vede că nu la toate fetele și cred că rușine. Dar e greu pentru un băiat să facă balet? Nu e greu. E fizic, da. Fizic greu, balet orice pentru e pentru oricine. Și pentru talentat și nu pentru talentat, pentru tot e greu. Da. Nu, aia e munca. Deci trebuie să-ți și placă. Cert. Bun. Da. Da, certo. Nu știu ce cam certo, pune. Certo. Da. Ok. Acum avem în încheiere un dans. Cum se cheamă dansul de final? Vals. Un vals? Da. Un vals. Deci chiar dacă e balet, dar e adus într-o formă de balet, vals. V-a spus și tango și vals, de toate danțam. Am înțeles. Da. Vă mulțumim că pregătirea e clasică. Vă mulțumim, vă mai așteptăm pe la noi și cei care vor să facă balet sau să-și dea copiii la balet, o găsiți pe doamna profesoară în Hunedoara, doamna Olena. La Generala 7. La Generala 7 în Hunedoara. Și la Aqua Gin în bazin. Așa. Și aveți și Facebook. Și pe Facebook? Olena Piruet. Olena Piruet pe Facebook, cel mai simplu. Hai să vedem. Da. Ultimul dans. Noi vă mulțumim, vă așteptăm mâine de la 7 în cea mai bună dimineață cu alte surprize. Da. Vals.